Aș dori să citim primele versete care vor deschide, de fapt, studiul nostru din după-amiaza aceasta, în care am, de asemenea, credința și rugăciunea că Bunul Dumnezeu ne va conduce prin locuri cunoscute și necunoscute de noi, dar toate frumoase și împodobite cu prezența Lui. Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă. Cum vorbim noi despre Dumnezeu? Ne clocotește sufletul când vorbim despre Dumnezeu. Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru împărat. Fie că mâncați sau beți sau construiți case sau zburați sau sunteți în închisoare sau în spital sau în cimitir, oriunde pe pământul acesta, lucrarea este pentru împăratul, nu este pentru șeful, nu este pentru vecinul. E adevărat că fac lucrul acesta în slujba lor, dar lucrarea mea este pentru împăratul. Pe el îl reprezint eu lângă aproapele meu și eu trebuie să nu uit niciodată că acolo unde sunt trimis, nu sunt trimis ca un simplu angajat, ci sunt trimis ca un reprezentant. Lucrarea mea de laudă este pentru împăratul și se roagă aici Core. Ajută-mă, Doamne, să pot să am cuvinte ca un scriitor care scrie frumos. Astăzi, prin harul bunului Dumnezeu, o să învățăm o lecție care trebuie să meargă cu noi în viață, ar fi trebuit să fie și până acum, dar de astăzi știu că va fi cu mult mai mult. Tema noastră se numește moartea iscoadelor. Iscoadele, știți care, ei au rămas celebri în iscodirea lor. Am cunoscut la Câmpul Lungușel un poet, Dragomire, îl chema. Și acest poet, el punea idei foarte mari și frumoase în cuvinte foarte scurte. 4 versuri, 5 versuri. Și odată mi-a recitat una dintre aceste scurte poezii. A fost atât de puternic impact încât am memorizat-o pe loc. Și am repetat-o lui imediat și o știu și astăzi, după 40 de ani. Poezia lui era scurtă și suna așa. De Lazar mai vroiam să știu cum a murit a doua oară. Un înviat e o povară. De Lazar mai vroiam să știu cum a murit a doua oară. Acestea au fost versurile lui. Vă puteți imagina ce încărcătură e aici să-l ai pe unul, Lazar, aici, la adunare. Vă puteți, oriunde s-ar mișca omul ăsta, la piață, la târg, la oriunde ar fi Lazar acesta, vă dați seama ce ar însemna prezența acestui Lazar legată de Dumnezeu și de cei care refuză să creadă sau batjocoresc numele lui Dumnezeu. Vă dați seama ce ar însemna acest Lazar doar mișcându-se pe stradă, nu trebuie să țină nicio predică în piață, doar așa, merge la magazin, merge acolo, merge acolo. Și el scria, poetul acesta, aș fi vrut să știu cum a murit a doua oară, că tare mă tem că nu l-au lăsat mult printre oameni. Oamenii nu pot să sufere printre ei dovezi așa de dureros contrarii a ceea ce ei au reușit să inducă în mințile oamenilor, să transfere, să fermece mințile oamenilor cu aceste uriașe neadevăruri. Toată lumea zace în cel rău, spune Biblia. Și să vezi un Lazar care se mișcă pe stradă. Ce știți de iscoade? Știm, sigur, dar vreau să vă întreb. Ce știți? Ce au mai făcut ei după treaba aceasta, după lucrarea aceasta a lor? Ce au mai făcut ei? Cine știe? După ce s-au întors și au adus raportul acela înnegrit, au avut. Sunt oameni care au funingine la ei totdeauna. Stă de vorbă cu tine, ia raportul tău și dă cu funingine pe el și pe aia îl arată lui altul. Ei înnegresc, așa se numește. Ei înnegresc, au înnegrit țara. În realitate o să vedem. Care știți că a fost următoarea lucrare pe care au făcut ei după ce au adus raportul acesta? Liniștea voastră mă încurajează să cred că Domnul a ales și ne-a îndemnat să învățăm ceva de care era nevoie. Într-adevăr, după amiaza aceasta. Aș vrea să mergem pas cu pas asupra acestui lucru, nu ca asupra unei pagini de istorie sau ca o emisiune la televizor la care ne uităm. Nu, niciodată nu.
În sulul cărții este scris despre mine. Știu că scrie de Moise, știu că scrie de celălalt, dar scrie aceste lucruri pentru învățătura noastră, spune acolo. E scris pentru mine în sulul cărții. Și trebuie să iau cuvântul acesta ca fiind trimis mie. Și cuvântul acesta trebuie să mă ducă de la punctul A la punctul B și trebuie să mă lase în prezența aceluia care poate să mă îndrepte pașii spre țintă astăzi. Chiar dacă nu știm un răspuns imediat, iscoadele acelea, pe când au adus raportul lor în negrit, au murit de o moarte năpraznică chiar acolo pe loc. Acolo s-a sfârșit cariera lor. O moarte care nu era pedeapsa sau biciul lui Dumnezeu pentru ei, ci care era consecința naturală a lucrării pe care ei au săvârșit-o. Ca un om care bea o travă, nu îl omoară Dumnezeu. L-a omorât hotărârea lui de a face lucrul acesta sau prin alte mijloace. Oamenii aceștia au murit în chip năpraznic acolo. Aș vrea să nu să stăm la o predică după masă, vreau să stăm de vorbă puțin asupra acestui cuvânt și să stăm de vorbă, așa cum a promis Domnul, Duhul Sfânt o să vă conducă în tot adevărul și să ne ajute să descoperim câteva lucruri. Care era, dați-mi voi să spun într-o mică paranteză, marea problemă a multor oameni și poate că a tuturor oamenilor care vor să facă ceva pentru Dumnezeu, care și-au dedicat viața, care au jertfit pentru Dumnezeu, marea problemă este că nu au înțeles niciodată care este obiectul muncii, ce am de făcut. Eu cu cine votez, întreabă acest cetățean turmentat, că el vrea să voteze, dar el nu știe cu cine votează. Și nenea omul bate în roțile trenului o viață întreagă, de el nu știe de ce bate în roțile trenului. Biserica a făcut o slujbă nemaipomenită spunându-le oamenilor ce să facă, dar a făcut o slujbă extrem de slabă, ca să nu folosim un cuvânt foarte rău, în a le spune oamenilor de ce trebuie să facă acest lucru, ce să facă li s-a spus, dar de ce? No, foarte slab. Care era obiectul muncii acestor aleși și trimiși? Cine vrea să rezume în câteva cuvinte obiectul muncii iscoadelor? Care era așteptarea lui Dumnezeu? În ce consta chemarea lor? Care era misiunea lor pe pământ? Dacă nu am înțeles bine ce am de făcut, o să muncesc toată viața și m-am pomenit că am muncit în direcția greșită și acum. Sau o să merg. Când cineva îmi dă o hartă, îmi dau seama că am mers în direcția cealaltă. Când este zi, mă pomenesc de unde am plecat. Cine poate să spună în câteva cuvinte simple și directe care era obiectul muncii acestor iscoade? În primul rând, un om care este chemat la o astfel de lucrare, și vreau să spun că la lucrarea aceasta suntem chemați dumneavoastră noi toți, absolut fără niciun fel de excepție. Noi suntem trimiși ca să venim la familia noastră și la vecinii noștri și să aducem un mic raport. Și pentru aceasta învățăm aceste lucruri astăzi. Să spună adevărul. Cum? Să încurajeze poporul. Un raport despre calitatea țării și să încurajeze să ia în stăpânire. Haideți, începeți că ne apropiem. O să mergem în cercul până unul calcă în cerc. Obiectul muncii. Este de extremă importanță lucrul acesta și se aplică la credința noastră. Lucrare. În ce constă lucrarea, frate? Lucrezi foarte bine. Ce lucrezi? Care era obiectul muncilor? Zi mai tare, Cati. Uite, Cati aproape a dărâmat ținta, e foarte aproape, e la un milimetru. Dacă făgăduința Domnului se va împlini, acesta era obiectul mărturiei lor. Cum e în piață, cum sunt struguri pe spinare, una alta, eu foarte bine, mergem la Clark aici și luăm struguri de toate felurile. Obiectul mărturisirii lor,
obiectul lucrărilor, chemarea lor era să înalțe pe Dumnezeu în așa fel încât să încurajeze inimile poporului. Nu poți să încurajezi cu simple vorbe. Aveți curaj, fraților, aveți curaj. Știam și noi asta. Ce motiv aș avea să mai am curaj? Iov spune, zice, ce motiv aș avea să mai am speranță când știu că mă duc în pământ sau spunea el acolo. Ei erau chemați să pună în centru mărturiei lor pe împăratul, nu țara, nu lucrurile. Lucrurile acestea nu aveau cum să entuziasmeze și să încurajeze pe nimeni pe pământ. Nu aveau cum să câștige nici măcar o singură persoană care ar fi mers în gura morții acolo, indiferent ce lucruri, lasă-mă frate în deșert aici cu mana asta, cum am trăit 40 de ani mai trăiesc și acum nu-mi trebuie rodile nimănui și strugurii nimănui, nici lapte și miere și câte... Nu, nu acestea urmau să ridice sufletul poporului, ci o mărturie în centrul căreia se găsea Dumnezeu. Și când spun lucrul ăsta, nu este pentru că așa m-am gândit, ci pentru că așa s-a întâmplat. Diferența dintre mărturia acestor iscoade, 10, și mărturia celor 2, diferența este că în centrul mărturiei celor 10 se găsește omul. Ne găsim noi, ce facem noi, cum suntem noi de mici, ca niște lăcuste, cum e omul de mare, ca un uriaș. Și așa mai departe. Asta era în centrul mărturiei lor. Și în centrul mărturiei lui Iosua și Caleb se găsește Domnul. Citiți mărturia lor, acestor doi, că la fiecare 3 cuvinte vorbesc despre Domnul și despre Domnul și despre Domnul. Și chiar aș vrea să citim aceste lucruri care sunt de o însemnătate inimaginabilă. Iată ce consemnează ei aici. Dintre cei ce iscodiseră țara, numerii 14, Iosua fiul lui Nun și Caleb fiul lui Iefune și-au rupt hainele. Numai 2 oameni. Ceilalți nu și-au rupt hainele. Nu vă tulbură puțin ideea că un popor întreg care a văzut pe Dumnezeu lucrând 40 de ani din Egipt până acolo, adică asta se întâmpla înainte, dar un popor care a văzut trecerea Mării Roșii, un popor care a văzut plăgile din Egipt, un popor care a văzut manifestările și puterile lui Dumnezeu. Toți oamenii aceștia, masă, fără niciun fel de excepție, trec de partea acestor înnegritori a echipului lui Dumnezeu. Ăștia înnegreau pe Dumnezeu. Nu înnegreau țara, înnegreau pe Dumnezeu oamenii aceștia. Au arătat un chip foarte întunecat al lui Dumnezeu. Și-au muiat inimile oamenilor și s-au descurajat. Nu vă tulbură faptul că nu s-a găsit măcar un om în tot poporul ăla care să spună, fraților, stați puțin, dar nu se poate așa ceva. Noi suntem aici, nu am venit de capul nostru. Aici este o poruncă a lui Dumnezeu, aici este o lucrare a lui Dumnezeu. Nici măcar unul. Nu vă tulbură faptul că la scăldătoarea Betesda, unde Iisus a venit să desfințeze scăldătoarea aceea, nu mă interesează pe nimeni. Măcar unul să mai zică, Doamne, vindecă-mă și pe mine, că și eu sunt tot de 40 de ani aici. Nici măcar unul. Cum se face că tot poporul a trecut de partea acestor 10 iscoade? Păi n-ar fi trecut altfel dacă nu era o afinitate sufletească. Când ascultăm un cuvânt sau o predică, atunci când citim o carte sau când luăm o poziție sau alta, facem lucrul acesta pe baza unor afinități profunde, se numește năzuința Duhului, pe care o citește doar Dumnezeu, nu-s vorbe sau nici măcar expresia feței, este năzuința Duhului. Aceasta este temelia existenței noastre. Și tot poporul, în masă, fără excepție, trece de partea acestor 10 oameni. Nici măcar unul din toată lumea aceea, doar Iosua și Caleb și-au rupt hainele spunând, I disagree with that. Nu-s de acord cu lucrul ăsta. Nu e adevărat. Din start. Nu este adevărat. Acum ascultați mărturia lor. Au vorbit întregii adunări. Țara este minunată. 3 vorbe despre țară. Acum urmăriți, vă rog, mărturia lor. Domnul va fi binevoitor. Nu vă răzvrătiți împotriva Domnului cu astfel de mărturie. Domnul este cu noi, spune ei mai departe. Până când, spune bunul Dumnezeu, mă va nesocoti acest popor? Ori de câte ori asculți o predică
din care lipsește acest cuvânt, era în mărturia lui Iosua, este o nesocotire a lui Dumnezeu. Este o rebeliune, o revoltă, e ceva luciferic, mă voi sui, voi fi ca cel preanalt. În loc să vorbesc de cel preanalt, vorbesc de mine. Am fost cu soția și la o întâlnire mai mare așa. Și când ne apropiem de acolo, un banner mare de tot era. Și scria pe el cu litere mare: This is who we are. This is who we are. Ăsta e subiectul? Adică pe românește, aceștia suntem noi. Așa scrie acolo la intrarea în tabăra aceea numită teologică. Mai trebuia să zicem că este egologică, era despre ego. În niciun caz despre teos, despre Dumnezeu. This is who we are. Și 10 scoade aduc mărturia spunând This is who we are. Ăștia suntem noi. Niște lăcuste, aceștia sunt ei, niște uriași. Și aici sunt doi care spun, nu, mărturia nu e despre noi. Chemarea noastră nu este să spunem cât de mici suntem noi în comparație cu nenorocirile. Mărturia noastră este despre împăratul. Noi trebuie să spunem cât de bun este împăratul țării acestea, care ar putea fi cerul la mijloc. Și dacă împăratul nu e bun și e rău, nu-i trebuie cerul ăsta nimănui. Dar dacă împăratul este bun, acest lucru exercită o atracție așa de puternică încât cu greu rezistă cineva atracției Duhului lui Dumnezeu. Acesta e job description al tău și al meu. Ce fel de raport aduci tu copiilor tăi la masă când vii? Prin cartea parabole încep să discuți de pastoraș. Încep să-l toci mărunțel. Ai văzut cum se strâmba, a greșit textul, ai văzut cum a zis cu tare și ăla micu te ascultă. Și încet, încet îți omor copilul cu această mărturie înnegrită. Pentru că ăsta micu nu învață nimic despre biserică sau despre pastor din ce vorbești tu. Ghici despre cine învață el ceva. Despre Dumnezeu învață el ceva. Da, și-a tras concluzia. Am avut... Așa ca un șoc electric, deși ar fi trebuit să nu fiu șocat, dar am fost. Dându-mi seama că o conversație pe care am... Sunt două, de fapt, în două situații diferite, am avut conversații cu persoane în jurul unei mese și altă dată cu o singură persoană, fără să-mi dau seama că era cineva rezemat de ușă care se uita la noi. După ce am văzut, am sărit ca ars. N-ar fi trebuit, n-a fost nimic destructiv acolo, dovadă că unul dintre aceștia, tânărul bogat, a cerut să fie botezat. Și l-am și botezat cu ocazia venirii în țară și el a mai câștigat vreo 4 acum, când am fost în țară. Dar nu mi-am dat seama că tânărul bogat era rezemat de ușă și asculta la convorbirea aceasta, care a fost în jurul mesei. Noi am vorbit între noi și au fost destule lucruri negative care au fost așezate în farfurii pe masă, dar prin harul bunului Dumnezeu am știut să facem diferență și să dăm la o parte moartea din oală și să servim ceea ce Domnul Hristos numește pâinea vieții. De fiecare dată, sfârșim, fie că este urât, păcătos, scârbos, blestemat, indiferent ce este așezat pe masă, vom sfârși totdeauna în prezența celui preanalt, indiferent ce este așezat pe masă. Dacă nu facem lucrul acesta, cel de lângă noi încet, încet va muri otrăvit. Tot poporul a luat această hotărâre. Mărturia lui Moise, acum, că și el era o iscoadă pentru Dumnezeu acum. În centrul mărturiei lui nu este cum e țara, cum nu e țara, cum sunt uriași, cum e poporul ăsta, cum nu e poporul acesta. Nu, în centru mărturiei lui este numele tău. Oamenii aceștia vor muri până la ultimul. Fii foarte atent ce faci. Să nu cumva numele tău să ajungă de râs din cauza sfârșitului acestor oameni. E adevărat, nimeni nu va putea să îndepărteze consecința alegerii tale. Dar fă să fie în așa fel încât să nu cadă peste numele tău fără de legea acestor oameni. Și dacă ascultăm mărturia lui Moise,
este plină de această fervoare, de gelozie sfântă pentru Dumnezeu. Nu vrea să vadă numele lui Dumnezeu, lucrarea lui este pentru împăratul. El nu vrea să vadă nici de cum numele lui Dumnezeu umbrit în vreun fel sau altul. Egiptenii vor auzi lucrul acesta și din mijlocul cărora tu ai scos pe poporul acesta. Și vor spune locuitorilor țării acelea, ei știau că tu, Domnul, ești în mijlocul poporului acestuia și că te arătai în chip văzut. Tu, Domnul, de fiecare dată îi subliniază numele acesta, cu norul tău peste ei, cum mergeai înaintea lor ziua într-un stâlp de nor și noaptea într-un stâlp de foc. Dacă poporul acesta va muri ca un singur om, neamurile care vor auzi vorbindu-se de tine, vor zice, Domnul nu avea putere să-i ducă, din cauza asta au murit toți în pustie, numele tău. De aceea găsim în Biblie cântarea lui Moise și cântarea mielului. Ea nu aparține poporului acestuia care este în afinitate cu cele 10 iscoade fără Dumnezeu. Ci oamenii aceștia sunt în rezonanță sfântă cu cei care au făcut o lucrare pentru împăratul, fie că au mâncat, fie că mâncați, fie că beți sau faceți orice altceva, orice faceți pe pământ în meseria voastră, lucrarea ta este pentru împăratul. Indiferent ce se întâmplă acolo. Aceștia vor cânta cântarea lui Moise și cântarea mielului. Am pe cineva care nu e prea departe, ci care îmi recomandă tot felul de predici să urmăresc pe internet. Am găsit predica aia, am găsit predica cealaltă și mi-a spus despre una nemaipomenită. Asta trebuie să urmărește, fantastică. Gata, am deschis, am urmărit predica. Și trimit un mic text înapoi. În această predică fantastică, niciodată n-a fost pronunțat numele lui Dumnezeu sau Domnului nostru Iisus Hristos. Într-adevăr, predica este fantastică și putea să fie foarte ușor intitulată Who We Are. This is Who We Are. Astea suntem noi. Dar din predica aceea lipsea total. Aceea era jertfa lui Cain. Închinătorii de la altarul acela erau închinători la altarul lui Cain. Erau poporul acesta tot fără excepție care în masă a trecut de partea acestor vestitori trimiși de Dumnezeu ca să înalțe numele lui Dumnezeu și care s-au întors în popor și au înălțat nenorocirile lor. Îmi scrie de una zi cineva, nu știu cine mi-a scris, dar poate dacă mi-o spune. Îmi scrie că o să vină, fiți pregătit, o să vină persecuție și o să ne ia viața. Zic, îmi pare rău, dar la mine o să fie ăștia cu luatul viața, zic, o să fie foarte dezamăgiți. Între cor să vină și n-au ce să ia. Și să spun de ce. Viața mea este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Cine umblă acolo, frate? Da, ați auzit că ne iau conturile din bancă, ne iau tot ce avem. O nouă dezamăgire. O nouă dezamăgire mai rea decât prima, pentru că Domnul Hristos ne-a învățat să ascundem comorile noastre într-un loc în care nici satana nu ajunge. Strângeți-vă comori unde nu ajung aceste mânuțe. Fie gulere albe, fie epoleți argintii, ei nu ajung acolo. Nu. La mijloc și în centrul mărturiei vieții noastre, a adevăratului trimis al lui Dumnezeu, împuternicit de Duhul Sfânt, chemat să aducă această mărturie în familia lui și între cei de lângă el, în centrul mărturiei trebuie să fie totdeauna slava și gloria lui Dumnezeu. Tot ce faceți, să faceți pentru slava lui Dumnezeu. Aș vrea să învățăm lucrul acesta. Nu este simplu de învățat, nu vă grăbiți. Citim Psalmul 45, lucrarea mea este pentru împăratul și trecem mai departe. Știi ce înseamnă asta? Când cânți aici, cânți pentru împăratul. Cum lucrezi când lucrezi pentru împăratul? Ești în direct, slujești pentru împăratul. Cum vorbești când vorbești pentru împăratul? Cu câtă grijă? Emblema aceasta este purtată de tot ceea ce face omul trimis de împărat. Oamenii aceia, spune Sfânta Scriptură aici, în capitolul 14, au murit în chip năpraznic, chiar acolo înaintea lui Dumnezeu. Acum vreau să vă întreb pe voi, care a fost diferența esențială între aceștia doi și aceștia 10?
De obicei, sunt două perspective, perspectiva legalistă și perspectiva duhovnicească. Perspectiva legalistă discută de exterior, de vopsea, de alte lucruri, ce s-a văzut pe acolo, ce s-a întâmplat. Perspectiva duhovnicească este cu totul alta. Sigur că unii dintre voi ați ridicat sprâncenele, v-ați făcut că nu vedeți, ați înghițit când ați citit că Rahav este așezată în galeria celor neprihăniți și a mințit pe ăștia care au venit după iscoadele în Israel big time. Ați citit acolo și după aceea au găsit în lista celor neprihăniți. Păi ce să înțeleg de aici, frate? Înseamnă că, da, nu zicem, dar ne gândim, nu? Înseamnă că nu înseamnă nimic. Tu te uiți la ce izbește ochiul, Dumnezeu să uită la altceva. Știți ce s-a numit ceea ce a făcut ea? Legalistul spune, a mințit. Dumnezeu spune, femeia aceasta a adus jertfa supremă pentru iscoadele acelea. Știa femeia asta ce-o va costa în cazul că ăștia vor fi găsiți? Știa? Știa. A făcut lucrul ăsta de bună voie? Ce a pus la bătaie femeia aceasta ca să scape viața acestor oameni? Viața ei. Pe atunci Biblia spune, nu este dragoste mai mare decât ca cineva să-și dea viața. Femeia aceasta a pus la mijloc viața ei. Acestea fiind spuse, revin la întrebare. Care a fost diferența fundamentală? Dar, atenție, ne întreabă cineva de unde am luat asta și trebuie să fim întotdeauna pregătiți să răspundem de unde am luat treaba asta. Petru ne spune mărturie, dar nu fii acolo ca un magnetofon sau un casetofon. Fii gata întotdeauna să spui de ce trăiești cum trăiești, de ce Dumnezeu a spus. Aceasta este, fiți gata să dați întotdeauna raportul asupra esențialului, de ce se întâmplă lucrul acesta. Deci urmăriți foarte atent lucrul acesta. Care e diferența esențială între cele două iscoade și cele 10 iscoade? Sunt două clase în biserică, dar nu 5 și 5, 2 și 10. Bun. Care este diferența capitală? Și diferența când o indicăm, noi nu trebuie să ne bazăm pe o concepție a minții noastre, ci trebuie să ne bazăm pe o declarație a lui Dumnezeu, așa vorbește Domnul, de-aia spun lucrul ăsta. Care era diferența fundamentală între 2 și 10? Cum? Credința în Dumnezeu. Deci, în primul rând, e capital lucrul ăsta. E cum s-a ajuns acolo? Cum s-a ajuns ca unii să n-aibă, să ne socotească sau să batjocorească pe Dumnezeu? Dumnezeu însuși a spus oamenii ăștia, mă, ne socotesc. Și cum ai nesocotit sau batjocorit pe Dumnezeu? Prin faptul că nu l-ai inclus în ecuație. Era într-o adunare largă, așa, și am răspuns la întrebări. La un moment dat, doamna a sărit ca mușcată, mă opresc aici, spunând, a, Jesus e ok, dar noi avem alte lucruri, trebuie să prezentăm asta și mi-a instru... Și era 20 și ceva. Jesus e ok, lasă-l acolo. Jesus nu e ok. Jesus e totul sau nimic. El nu împarte lucrul acesta cu nimeni. Nu este un alt Dumnezeu. Nu este Iisus și... Este Iisus sau nu este Iisus? Absolut simplu. Aș vrea să citim cuvintele lui Dumnezeu acum despre diferența dintre oameni. Iar pentru că robul meu, Caleb, a fost însuflețit de un alt duh, care a fost diferența? Duhul de care a fost însuflețit. Caleb știa treaba asta? El știa? Tu știi că te însuflețește Duhul lui Dumnezeu? Sau mergi, vorbește, știu ce, Domnul știe, o fi. Tu știi treaba asta sau nu știi? Tu știi când te însuflețește Duhul diavolului? Tu știi când te însuflețește Duhul lui Dumnezeu? Petru zice niște vorbe și nu știe ce Duh îl influențează. Și atunci Domnul Hristos îi spune, înainte de a spune vorbele, ia seama ce Duh te-a pus să zici așa ceva. Știe Iosua și Caleb, știu acești doi frați.
adevărul despre sufletul lor sau sunt îmbrăcați în acea falsă modestie. Frate, Domnul știe, în serios? Păi Domnul a zis că tu știi. Iată ce spune el în Iosua 14, 7 la 8. Eram în vârstă de 40 de ani, ăsta este Caleb, și spune domnului Iosua. Dumnealor au fost colegi, dar între timp Iosua era domn. Și acum el se adresează domnului Iosua, nu colegului. Se apropie și vorbește cu el. Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul domnului, din Cades Barnea ca să-i scodesc țara. Și acum notați. Și am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată. O să zici ce vrei despre inima mea, e treaba ta. Între mine și Dumnezeu, eu știu că inima mea este curată. De acolo vine bucuria mea, că știe Dumnezeu lucrul acesta. Poate afli și tu în 40 de ani, nu e nicio problemă. Dar între mine și Dumnezeu, lucrul acesta este limpede și mă face să-L slăvesc pe Dumnezeu din suflet pentru darul ăsta. Am adus mărturie cum îmi era inima. De fapt, cuvintele pe care le-au spus ei acolo nu erau altceva decât o expresie a sufletului lor. Asta-i tot. Și ce facem noi pe pământ și ce nu facem noi pe pământ și felul cum facem un lucru sau altul nu este altceva decât o mărturie a ceea ce este în lăuntrul nostru. Așa a spus Iisus Mântuitorul nostru. Din prisosul vieții tale se revarsă vorbele tale și lucrul tău și ceea ce faci pe pământ. Este revărsarea a ceea ce se întâmplă în sufletul tău. El a mutat religia de la forme și ceremonii în domeniul sufletului la simțăminte, la gânduri. Nu m-a auzit nimeni, nu m-a văzut nimeni cu nimic, nu m-a auzit nimeni, ce importanță are. Este vorba de cugetul tău. Este vorba de duhul care te animă în momentul în care vrei să faci un lucru sau refuzi să faci un alt lucru. Este vorba de mărturia pe care o dă inima ta și dacă inima este murdară, mărturia va fi murdară despre Dumnezeu. Și dacă inima este curată, mărturia va fi curată în mod natural. Și Iosua nu se laudă, nici nu așteaptă să-l voteze cineva acolo în vreo funcție. El slăvește pe Dumnezeu și spune, așa cum m-a îndemnat inima mea curată, așa am adus mărturia despre Dumnezeu. Aici a fost marea diferență. Să ne asigurăm, iubiților, că prin tot ceea ce facem și suntem, lucrarea noastră este pentru împăratul. Și dacă o lucrare nu sunt sigur că este pentru împăratul, și dacă maniera în care vreau să fac lucrarea aceasta nu este cea împărătească și dacă drumul pe care vreau să merg nu este calea împărătească, ci sare pe vreo fereastră, intră peste gard sau ce. Dacă nu e calea împărătească, e mai bine ca o lucrare să rămână nefăcută pentru totdeauna decât să facem o lucrare care nu este pentru împăratul, ci este împotriva împăratului. Lumina care este aruncată pe chipul Domnului nostru Iisus Hristos, de care vorbește Pavel Apostolul, vine din viața și ființa noastră sau din aceeași viață și ființă ale noastre, vine în negrirea chipului lui Dumnezeu. Lucrul acesta trebuie să preocupe sufletul nostru cum este respirația plămânului. Nimeni nu se gândește să respire, toată lumea respiră, nimeni nu numără. A intrat în ființă, este parte din ființa noastră lucrul acesta. Este lucrarea aceasta pentru împăratul. Cu ce gând va rămâne omul ăsta despre Dumnezeu după ce m-a cunoscut pe mine? Cum va privi el pe Dumnezeu? Cum va fi Dumnezeu pentru el? Bărbații pe care îi trimisese Moise să-i scodească țara și care la întoarcerea lor făcuse ca toată adunarea să cârtească împotriva lui în negrind țara, oamenii aceștia care negriseră țara au murit acolo înaintea Domnului loviți de o moarte năpraznică. Dar aceasta nu este istorie, are o aplicație. Uită-te bine la solul ăla care vorbește cu tine. Nu știu dacă ați văzut filmul ăla românesc, Atunci am condamnat pe toți la moarte. E unul de pe vremuri. Uită-te bine la solul ăla și dacă în centrul mărturiei lui nu este bunul Dumnezeu, ci este ceva în sufletul tău, fă-l să cadă de o moarte năpraznică.
Dacă vrei să nu scadă trupul prin pustie, dacă nu faci să cadă de o moarte năpraznică, mai devreme sau mai târziu, are să se nască afinitate în sufletul tău pentru... Cu cât te uiți mai mult, ți se pare plăcut și de dorit și ajungi să crezi că îți va deschide mintea. În loc să-ți dai seama că de fapt îți va distruge mintea. În sufletul tău închide orice drum pentru acela în centrul mărturiei căruia nu se găsește Hristos și El răstignit. Scriptura întreagă e declarată de Domnul Hristos, doar aceea este Scriptura care vorbește despre El. Scripturile vorbesc despre mine. Aceea e Scriptura. Restul e o carte din bibliotecă, pe care unii oameni se folosesc într-un fel sau altul. Urmărește și pe aproapele tău, dar urmărește și mărturia vieții tale. Și ori de câte ori se ridică înaintea ta, înaintea ochilor tăi, perspectiva unei fapte care ar dezonora sau ar umbri chipul lui Dumnezeu, fă ca acea faptă să moară de o moarte năpraznică, pe loc. Poetul Vasile Militaru spunea, mânia în oamenii cei buni se naște moartă, se topește. Pentru că lucrarea mea este pentru împăratul, nu pentru că ai zis de mine nu știu ce și am auzit că acestea sunt lucruri josnice. Acestea sunt gunoi despre care Pavel spune, pe toate astea le-am lepădat și le-am lăsat în urma mea. Toate le-am socotit ca un gunoi. Care a fost centrul mărturiei Domnului nostru Iisus Hristos când a umblat pe pământul nostru? Care a fost raportul vieții Lui când a tras linie pe dedesubt, așa cum o să tragem și unii dintre noi când vine ziua noastră? Când vei trage linie pe dedesubt și vei scrie ce a rămas din viața ta, cu ce te-ai ocupat? Distilând totul, strecurând totul, ce a rămas? Ați văzut pe ăștia care caută aur, dă cu sita acolo și rămâne ceva acolo. Ce a rămas în urma vieții tale? Când Iisus a tras această linie pe dedesubt, a spus, Tată, te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea, articulat hotărât, nu o lucrare, lucrarea mea și lucrarea ta este proslăvirea numelui lui Dumnezeu pe pământ. Și rugăciunea noastră este ca în ciuda neputințelor noastre, în ciuda lipsei de orice fel de șansă omenească, Dumnezeu să ne ajute ca atunci când se va trage linie pe dedesubt, dedesubtul raportului vieții noastre, să se poată scrie acolo, Tată, te-am proslăvit pe pământ, cât am putut, sau în dreptul vieții mele, în micimea sufletului meu, am intenționat să fac lucrul acesta pe pământ. Cât sau necât, aceasta știe bunul Dumnezeu. El să ne ajute să fim acele scoade credincioase, în urma mărturiei cărora oamenii care se clatină pe marginea prăpastiei în ce privește credința în Dumnezeu, să găsească sprijin, să se poată prinde de ceva și să ajungă să cunoască, așa cum a scris Domnul Hristos, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus pe care L-ai trimis tu. Și cum aceasta a fost povara tuturor oamenilor lui Dumnezeu, oriunde ne întâlnim în istorie cu ei, aceasta să fie și povara sufletului nostru, mărturia noastră frumoasă despre Tatăl nostru, care este așa de frumos. Psalmul 45 încheie spunând, Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Amin.